ușor. Bine, ai revenit de data asta. De data asta. Trebuie să nu ați revenit și nu mai e că genul doamne, iartă-mă. Bine, ați revenit la noi în platou. Cu mare drag și cu mare bucurie. Uite, exact ca o mămică, vezi ce acum fac foarte bine că știe toată lumea cu ce mă ocup. Pentru că până acum încercai să te ascunzi, Păi când am venit data trecută de ziceam că Greta m-a certat că sunt îmbrăcată foarte larg. De fapt, eu... Purtai foarte larg pentru că nu vroiai să anunți încă sarcina. Da, exact. Nu era că, Doamne ferește, nu-i de ascuns, doar că am pregătit un moment special care era la sala Palatului și uite că acum, astăzi, într-o zi de așa mare sărbătoare, Buna Vestire, vin aici la voi și pot să spun în gura mare că da, mai vine o minune în viața noastră de familie, Dumnezeu să... nu știu, mi se pare că ne iubește foarte mult și ne binecuvântează cu acest copilaș pe care îl așteptăm cu mare drag și îmi aduc aminte că în 2022 am anunțat de Buna Vestire, exact, că eram însărcinată cu Iair. Și acum și... tot de Buna Vestire. Da, cum ar veni, nimic, da. Nimic nu e întâmplător. Și nu știu dacă poți să le spun celor de acasă, dar după ce ai aflat că ești însărcinată cu Iair, primul tău drum a fost la biserică, la icoana Maicii Domnului. Da, la Mănăstirea Rohia, care se află în Târgu Lăpuș. La o icoană făcătoare de minune. Așa mi-am promis eu, i-am promis Maicii Sfinte că dacă o să mă binecuvinteze în viața asta cu un copil, prima oară când o să află că sunt însărcinată sau după ce se va naște, el va merge în fața icoanei și o să îi arăt, uite, Doamne, el e. Pentru că a fost o perioadă în care a fost poate un pic mai greu până la a primul, deveni părinți, da, nu? Când am devenit părinți cu Iair, cu primul nostru copil, a fost mai greu. Dar acum, știi cum zici, că a doua din greșeală. Acum, imediat, da, acum... o să aibă un frăjitor sau un surior. Haide că o să aflăm întâi de toate felicitări și pentru concertul de la Sala Palatului. Mulțumesc din suflet. Gata, ți-ai luat o piatră de pe inimă, a fost exact tot ce trebuie. Da, știi că data trecută când anunțam spectacolul, când am venit la voi la emisiune acum 2 săptămâni și vorbeam despre spectacol, ziceam la un moment dat că am vrut să-l anulez. De fapt, acum pot să le spun celor care se întrebau, bă, de ce vreau să-l anulez? Știi că oamenii sunt cu sarcina, nu? Da, nu știam exact, eu știam că o să fiu 6 luni, nu știam cum să gestionez emoțiile, munca pe care știam că trebuie să o depun, nu doar atunci cântat fizic pe scenă, ci tot ce se va întâmpla până atunci. Și nu știam dacă sunt capabilă, dar uite, Dumnezeu mi-a ajutat și am reușit. Și și piesa asta care se aude acum pe fundal și am pregătit-o exact, special. E o piesă pregătită special care anunță faptul că ești din nou mămică, iar piesa se găsește pe YouTube, deja e în trending acolo, unde oamenii pot să intre, să lase un comentariu, știi cum e, și în zile sărbătoare, un comentariu frumos în care să ți dorească toate cele bune, ce se dorește unei mămici. Am văzut că ai intrat în trending, nu am nicio pretenție de la piesa asta. Piesa asta e făcută pentru sufletul nostru și să marchez momentul ăsta de care să mă bucur prin aceste imagini ale videoclipului peste ani. Dar am primit atât de multe mesaje, încă nu am reușit să le citesc pe toate, legate de mesajul acestui cântec. Îl dedic tuturor mamelor și, nu știu, să vă filmați fetelor, mămicilor cu puiuții voștri. Și să-ți dea tag. Să-mi dea tag, să-mi dea, exact. Cum ajunge piesa la oamenii ăștia. Nu știu, m-am gândit așa, când am făcut acest cântec, să anunț sarcina, dar și să se regăsească toate mamele în acest cântec. Și cumva am zis de acum încolo, când o să fiu invitată să cânt, nu știu, la botezuri, asta să fie cumva un fel de dansul părinților. Știi că și cum e dansul mirilor? Asta să fie dansul părinților. Chiar că nu mă gândeam la botez, să fie și dansul părinților, de fericire. Da. Piesa se numește Simplu, Mama. Mama, da. Mama, m-am chinuit la titlul și am zis, bă, lasă-l simplu. Oamenii pot să o caute, cum spuneam ceva mai devreme, pe YouTube și să se bucure de piesă. O să vedem ce s-a întâmplat și la Sala Palatului și mai stăm și de povești. Era ceva mai devreme cineva care făcea gălăgie prin spatele camerelor de filmat. Da, nu-i momentul lui astăzi. El o să aibă momentul lui altă dată. Era Iair care acum de obicei avea ora lui de somn. A fost, exact. A fost cu tine aici a fost la Sala Palatului. A intrat chiar la finalul. Trecută, da. Și a intrat la finalul când am cântat această piesă. Am zis, ia astea frățiorului lui, dar trebuie să vină și el la un moment dat. Și atunci a intrat, deja m-am zis, da? Frățiorului lui. Mai ales că el a spus oarecum pe sala, pe exact, scena Sali Palatului. Să nu fie lumea foarte, foarte curioasă și nu trebuie să stârnim așa foarte multe întrebări. Eu vă zic, din prima, Iair a avut bucuria de a dezvălui ce are mama în burtică la Sala Palatului. A intrat rupt în gură de somn la un moment dat, era după 10:30. Și ca să nu zică oamenii, no, ce intră? A zis, vreau să spun dacă zice, mami, spune-le, ce are mama în burtică, băiat sau fetiță? Ce credeți că a zis? Băiat! Și așa că Iair o să aibă așa un frățior. Că da. Iar, nu, să nu mai zice setelor, după forma burții, este fată, da, este așa, nu, e băiat. E... Cum, mă, sunt, e plin de specialiști, mai ales pe TikTok să vezi cât specialiști sunt. Dar să știi că am văzut foarte multe comentarii în care spuneau că e băiat.
Adică păi cred că sunt... au văzut de la concert, știi? Nu, au văzut și înainte, am văzut eu, da, erau niște specialiste. Ții minte, Ciucă, că aveam și noi o sare specială în care le ghiceam invitatelor, dacă o să aibă băiat. Păi știu când am venit data trecută, adică mă rog, în 2022, când am dezvolit aici la tine în platou cu balonul atunci, că Iair era băiat, mi-ai zis tu ceva cu sare și așa, dar... Nu mi-ai dat să fac, cred. Nu mi-a dat balonul direct. Am spart balonul, nu mai aveam marfă atunci cu sarea. Dar haideți să vedeți, oameni buni, cum a fost la sala Palatului pentru Vlăduța. A fost superb, pentru mine a fost superb. Care pe lângă faptul că a fost superb, știți cum e, se pregătește și pentru următorul an la sala Palatului. Nu trebuie să o lași așa. A fost superb, de ce? Pentru că, practic, ar trebui să le spui oamenilor care se uită la noi, că fiindu-ți teamă, pentru că ești însărcinată în 6 luni, și fiindu-ți teamă că poate emoțiile, poate o să fie greu, ai anunțat de bilete și de totul pe ultima sută de metri. Au fost oamenii nicio au venit, lună, da, exact. S-au bucurat și mai vroiau, știi cum e. Și așa că ar fi păcat să nu fie am și partea final, a doua, așa, a treia, așa, a patra. Dacă le-a plăcut atât de mult, mi-am dat seama prin aplauzele pe care le-am primit și faptul că sala s-a ridicat în picioare la final, am spus că încerc să revin pe scena Sălii Palatului, dar nu am promis că la anul. O să vedem. Așadar, haideți să vedem până atunci cum a fost la concert la sala Palatului Vlăduța Lupoș. Ne întoarcem imediat cu mămicuța aici. Am ajuns la Vlăduța Lupoș. Ia să vedem dacă este aici. Vlăduța... e Andra! Da, uite, o scris și Andra. Eu, ce drăguț. Nu te-ai schimbat încă, da? Nu, 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 sunt... Dar ești machiată, pregătită, mai avem puțin și începem. Mai puțin. Sunt aici, de fapt am venit mai mult să o susțin aici în cabină pe Vlăduța. Are toate emoțiile din lume, dar o să fie foarte bine. Are o echipă extraordinară, are oameni care sunt alături de ea cu tot sufletul, deci nu are cum să nu fie bine și a pregătit tot concertul. Am găsit-o și pe Vlăduța și mi-a promis că ne face un tour. Wow, suntem pe scenă! Da, suntem pe scenă. Eu am mare emoții pentru ce se întâmplă în câteva momente. Nici nu știu cât e ceasul, de fapt. Mă lași să fac parte din trupa ta, din orchestră în seara asta? Din dansatori, din making vocals, ce vrei tu, dacă... Pe ce te pricepi? Orice ajutor e binevenit astăzi, crede-mă. Dacă nu, măcar să mă aplauzi. Unde mai putea pune aici? Unde-i scade bine? Acolo, la orgă? Dacă te pricepi? Da, am mai cântat la orgă, da. Atunci te rog, da, hai, eu fac interviu. Și acum, dragilor, în premieră absolută pentru prima oară pe scena Sălii Palatului și la orgă, face debut la seara asta, facem show. Măruță! Nu e pornită! A, deci așa, deci tot noi suntem de vină, am înțeles, bun. Seara asta facem show, hai, bagă! Auzi, Vlăduța, stai un pic, că eu sunt atentă la toate detaliile și am văzut că ai venit în papuci, da, să știți că nu o să intre așa pe scenă. Sincer, așa ar fi mult mai comod să intru, noi când apărem pe scenă trebuie să ne transformăm în artist, mă rog, la care omul știe și așa că m-am machiat, m-am aranjat, urmează să-mi schimb și ținuta și o să fiu Vlăduța. Câte ținute schimb? Schimb mai multe sau cred nu? Cred că sunt 6 împreună cu Slow Plar sau 7, da. Și sper să reușesc să mă schimb așa la foc automat. Și nu ni le arăți și nouă ținutele? Ne întoarcem în backstage drag, să le vedem? Ne întoarcem și vi le arăt așa să le vedeți, cum să nu. Păi ia, hai să mergem. Da, băiuțelu, mama. Vrei să vezi la microfon dacă merge? Da. N-o spune, cum te cheamă? Nu merge, că el obișnuit să audă, știi? N-o spune-le, spune, merge? Spune, nu merge. Nu, dar nu-mi place. Nu-ți place microfonul? Da. Cum cânte mama astăzi? Ia. Asta e. Plănuiesc să-l iei eu și pe scenă cu tine astăzi? Pregătit, dar eu nu-i fac plan, nu știu, trimiteți-l acum să faceți ceva. El o să fie îmbrăcat, să aibă o ținută și el specială. Și dacă vrea să urce, e momentul când vrea el, dacă vrea el. Mami, puiuțu, stai, hai un pic la mama. Puiuțu, cum îți spune ție, mami? Gogi. Gogi și mai cum? Puiu. Și vrei să urci pe scenă cu mama astăzi? Da. Asta-i. Deci ce te răspuns, da? Deci va fi pregătit, va fi îmbrăcat și dacă va vrea să vină... Exact, când vrea el. Deci el, oricum el, primii pași făcut pe scena asta, la sala Palatului, la concertul tradițional al Andrei, care a avut loc în septembrie. Deci aici făcut primii pași. Da, mami, mai face astăzi, n-ai ce face, trebuie. Ia. Wow! Așa, o să încep imediat cu prima pe care o să iau în cabină deja, după care o să o iau pe aceasta, în moment, dacă îți dai seama deja despre România.
Pe urmă o să fie asta foarte special, așa, sirenă, lumea frumoasă, o să vezi, nu? Elegant așa. Așa, da, după aceea, una din asta mai de show cum e, lumea obișnuită cu mine. Și spre încheiere, asta e preferata mea, de exemplu. Și bineînțeles, costumul popular. Și aici are și maestrul ăsta mică. Care-i secretul? Cum facem bucla asta să stea așa în sus? Că am auzit o discuție. Cu foarte mare atenție și foarte mare răbdare. Și o tonă de fixativ, nu? Și o tonă de fixativ. Olguța, pregătită? Aproape gata, bucla asta dacă e. Ne dă bătăi de cap bucla? Pot cânta. Dar sunt emoții, sigur. Dar chiar că zici că îți mireasă. Ce a fost să fie? Adică, chiar că zici că îți mireasă. Bine, tata, hai. Acum ești. La cănonia civilă. Hai, generică. Hai, vină cu tati. Hai, vină cu tata să vezi câtă lume venită. Hai, dar eu chiar așa, în tricou, te iau. Doamna Maria Dragomiroi, așa plină mereu de energie, evident. Cum e, doamnă? Nu mai aveți eu astâmpăr? Nu mai am astâmpăr, deși mai e până îmi vine rândul. Ați văzut-o pe Vlăduța? Vi s-a părut emoționată? Cum e? Nu, am văzut-o pe Vlăduța, care ceva aici în față, are așa, și am rămas așa, pentru că nu ne-a spus nimic. Și doar am fost împreună, am fost în turneu împreună, deci nu se poate. Așa de fericită pentru ea, o să mai bea un câmbețel și alături de Iair și de familia ei frumoasă, îi doresc sănătate în primul rând. Cea mai mare fericire e să te iubesc pe tine, o ființă mică, mă strigă astăzi, mămică. Răsună backstage-ul, haideți să vedem cine cântă aici, cine repetă. Hai, avem aici pe Plăieși. La 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 la. Primul invitat special al serii. Cum a fost publicul? Super, publicul super, totul super. Foarte fain. Mă bucur mult că sunt aici să o sprijinim pe Vlăduța. E posibil cu ochelari la ochi să zici că nu găsești acum, nu vezi cine este în scenă? Eu aici mă uitam, aici scrie Nicu Paleru. Și ce număr este Nicol Paleru? 7. Deci, care cum nu vede? Nici doamna Dragomiroi, nici domnul Furduiancu, nici unul nu vedeți? Păi stai puțin că era întuneric. Acum ați aprins. Ce număr porți? Numărul... Deci, până la urmă, cât mai aveți până intrați pe scenă? A, nu știu. Ați văzut? Da. Oricum, el este în final și eu sunt nu înainte. Nu sunt final. Nu să fiu în final. Unde? Păi mai după tine, uite, eu sunt punctul 14 și acum e punctul 7. Ah, mai avem de start. Deci tu ești 13. Da? 13? 13. Mie-mi poartă noroc? Număr cu noroc. Aseară ți-am luat basma. Ei bine, o parte din imaginile show-ului de la Sala Palatului, am văzut ce s-a întâmplat și prin culise, am văzut ce s-a întâmplat și pe scenă și să știi că dau oamenii mesaje legat de piesă cu Nicolae Bodgros și cu Orchestra Lăutarii, nu? Da, cu Nicolae Bodgros și Orchestra Lăutarii, le mulțumesc pentru toată forța care au depus acolo în scenă. Am mai fost acolo pe scenă și Pindu și doamna Andra, cu care ați zis că ați găsit-o în cabina de culise, să zic așa. Nicu Paleru, cine a mai fost? Bogdan a fost, nu? Bogdan a fost la final, a avut o surpriză din partea lui, noroc că știam piesa pe care Plăieșii o cântăm. Am văzut Plăieșii, că au venit acolo. Maria Dragomiroi, Furduiancu. Domnul Furduiancu, lasă că nu găsea pe desfășurător. Și cam ăștia am fost. A ținut mult, drept vă zic. Damian, la Drăghici, final ziceam Damian la oameni, stați liniștiți că prindeți metrou. Dar data viitoare, când o să mă uit eu așa peste ce s-a întâmplat acolo, că eu încă nu am apucat să mă bucur și să văd tot ce s-a întâmplat, o să corectez micile greșeli și când o să revin la Sala Palatului, o să-l mai scurtăm și de o ce? Să... Oamenii s-au bucurat, abia așteptau, cred că fiind și weekend, abia așteptau să se...
danseze, să se bucure. Da, să, a fost frumos. Eu acum ce să știi, normal se zice nu te lăuda, na. Nu te lăuda. Nu te lăuda singur, da? Te lăudăm, uite, mă bucur enorm pentru Vlăduța. Eu mă bucur și pot să spun că a fost frumos. Mă bucur enorm pentru Vlăduța și familia ei, că despre melodia m-am emoționat până la lacrime. Felicitări, multă Vlăduța. Multă lume a scris Denis că s-a emoționat până la lacrime. Adică multă lume a trăit. Plâng, toată lumea a spus că cu lacrimi și toate mesajele cu lacrimi și cu plâng și cu emoții. Și dorește să-l faci și pe al treilea ca să fii soacra cu trei nurori. Da, și să spun așa, hai să vă spun o glumă. Am cântat la cineva de curând anul ăsta la un botez unde părinții aveau al treilea băiat. Și eu îi ziceam, uite, o să fii soacra cu trei nurori, zice că la mămică, la care, da, dar momentan îți capra cu trei. Și atunci i-am zis, ok, nu mai risc. Cineva zice, ești foarte frumoasă, Vlăduța, te așteptăm în Köln, în Germania. Felicitări pentru noul membru al familiei. Oamenii se bucură. Cristina din Austria de data asta a dat mesaj. Și fetița lor se va naște la început de iulie, pentru că cam și el, și, da, frățiorul da. Lui Iair, când va veni? La început de iulie. Tot la început de iulie. Iair are un an și 7 luni acum. La început acum. De august, deci o să fie un an și 11 luni între ei. Foarte fain. Și să știi că, așa cum am scris eu în postarea pe care am pus-o pe Instagram, când mă rugam la Dumnezeu seara și dimineața, când ne spune rugăciunile în casă, toți ziceam, dacă vreodată o să mai fie să mai avem un copil în viața noastră, mi-ar plăcea să fie cât mai curând. Ziceam așa la Doamne, Doamne, mi-ar plăcea să fie cât mai curând, Doamne, dacă mă vezi și mă auzi, că mi-ar plăcea să crească la diferență mică de vârstă, că așa am crescut și eu cu fratele meu și mi se pare că ajută mult apropierea asta de vârstă în viața lor viitoare de frați. Ideea e că... Și nu m-am rugat mult și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și uite că a venit rapid și cel de-al doilea. Uite, vreau să arătăm puțin imaginile astea. Poți să stai să le vedem așa pe tot ecranul, pentru că ai TikTok-ul ăla, Ciucă, l-ai tu? Da. E un TikTok foarte fain, pentru că totuși e din partea echipei tale. L-a filmat Amalia, cea care mi-a creat mie ținutele toate. Da, și Amalia Mihar, cea de la ESA, da, exact. Așa, ESA, ia uite. Și ciudă că n-a spus nimeni de cine o filmat. Dar stai un pic, iată, deci aici ea a filmat, uite, sala Palatului de lumini, oamenii bucuroși și stai, a pornit, nu? A pornit pentru că la un moment dat o să vedeți că sunt doi oameni care plâng și în momentul ăla este surprins, ea cred că nu și-a dat seama, știi? Nu, era regie. Deci aici plângeți tu practic acum. Le arătai, le spuneai oamenilor acum, nu? Acum începea piesa și m-am întors, da. Și le-ai spus că ești însărcinată, iar cei care plâng aici sunt socrii tăi, părinții lui Adi. Nu știau, ei știau că sunt însărcinată, nu știau momentul, nu știau piesa, nu știau cum o să anunț, nu știau nimic. Și aici, acum urmează. Băi, dar m-a emoționat foarte tare imaginea asta. Acum și cu momentul. Tata, ia uite aici. Mama a început să plângă, mama soacră, stai un pic. Și tata socru, opa! Stai un pic. Băi, foarte tare. Prima fiind familie, te emoționezi mai repede, cred. Da. Dar imaginele astea au lăsat emoții și pentru cei, nu știu, din platforme, cei din spatele telefonului, a ecranului. Na, a fost un moment cu totul și cu totul aparte. Raluca, plângi și tu? Era și colega noastră, ștergeam la ochi și ea mămică fiind, da, vezi? E foarte frumos și am văzut imaginele acestea și de asta spuneam că din echipa ta tehnică a fost și Adi. Da. Să știi că am încercat la un moment dat. S-a mutat la București de joi, da. Ca să fie sigur că e totul cum trebuie, da, acolo. Da, pe nu, n-ai cum să vin singură și zici, ce faci? Bine, da, eu am terminat concertul, vin acasă mâine. Nu. Știi că la proiectele astea mari nu poți fără familie și să ai toată susținerea, nu se a poate. A trebuit să te implici acolo, să se organizeze. Și în primul rând trebuia să fie acolo non-stop pentru Iair, pentru că Iair e disperat după el și nu puteam să rupem lanțul. Uite ce mesaje primești tu și Andreea zice: "Cum reușește să nu plângă Vlăduța cântând așa o melodie, cea cu mama, eu am plâns uitându-mă la voi." Uite, hai să zic cu secret, am plâns când eram în studio, am plâns când am făcut imaginile acasă, dar știam că nu pot să fac lucrul ăsta pe scenă, pentru că eram machiaj, trebuia să mă controlez, adică foarte greu, dar trebuia să o fac. Cineva zice Șimleoanca noastră. Șimleoanca, da, pentru că eu sunt din Șimleul Silvaniei, Șimleoanca, da. Uite, ți-am zis foarte multe mesaje. Te așteptăm din nou pe scenă. Păi nu, tu o să mergi cu spectacole în continuare. Da, bineînțeles. Să-ți trăiască copiii. Sunt multe, multe mesaje. Cineva zice, uite, și am un băiețel de un an și 7 luni și sunt iarăși însărcinată și m-a emoționat foarte tare cântecul. Ce fain, înseamnă că la următorul când faci botezul, pui piesa asta la dansul părinților. Bă, da, mi se pare foarte tare asta, să fie un dans al părinților la botez. Da, na.
eu ți-am spus, așa m-am gândit eu să cumva să nu fie doar pentru mine piesa asta, pentru că întotdeauna artistul face, să zicem, și pentru el unele piese, dar trebuie să se regăsească lumea în ele. Toate mamele, ți-am spus, mi-au dat mesaje așa e foarte emoționante și toate viitoarele mămici o să își asculte piesa asta cu siguranță la botezul copiilor și ce și să zic? Pot să o asculte oricum și până atunci pe YouTube acum, da. Și să lase comentarii, pentru că e o piesă așa care te emoționează. V-ați gândit și la un nume pentru băiețel? Ne-am gândit. Ați gândit, am înțeles. Da, fii atent, putem să facem în felul următor. De cum? Ce nu ar fi, de exemplu, cei de acasă acum, da. Care ar putea să ne trimită și nouă mesaje pe numărul de WhatsApp cu cum ce nume cheme? Văd ei și să scrie și acolo pe YouTube, pe YouTube la piesă, știi? În comentariile piesei. Vă, Lăduța, Adi, uite, ne-am gândit să-l cheme pam, pam. Că bun. La Iair nu cred că se gândea nimeni, deci, știi? Adică la Iair, da, da. Iartă-mă pe mine, dar nu cred că se gândea nimeni. Am acum, pus numele tot în zona asta. Dacă cineva, înainte să se nască Iair, am pus la un moment dat pe Instagram dacă cineva știe cum o să-l cheme. Și nimeni nu a scris numele, prenumele Iair. Și acum este un nume care tot așa, uite, are... pot să zic un mic detaliu. Este un nume din Biblie. Și să vedem cine o să-și dea seama cum o să-l cheme. Bună, Iair. Doamne, așa să vină sănătos pe lume și atunci o să afle toată lumea cum îl va chema. Dar dacă cineva vrea să ne dea indicii sau poate se prinde cineva... Stai un pic, că vedem acum telespectatorii noștri, zice cineva Eric Teodor. Nu, stai un pic, sau așa îl cheamă pe domnul. Cred că, sau îl cheamă pe băiatul lor, că nici n-am fost atent, că vin foarte multe mesaje. Haide că așteptăm, de la Zian, e un nume foarte frumos. Da, ai întâlnit Zian, dar nu-l cheamă Zian. Uite, dacă cineva zice, eu... Da? Recunosc. Nicolas, Elias, no. Matei. No. Iair e singurul nume? Da, e un singur prenume. Abel, zice cineva. No. Abel, Ștefan, Isaac, no. Matei. No. Fii atent că telespectatorii noștri... Auzi, dacă noștri... vrei să afli, știi pe ce poți să întrebi? Pe Iair. Pe Iair. Ia caută-l ce pe Iair, că e cu bunica. Sper că e plecat, sper că e plecat la mașină. Noah, zice cineva. No. Deci pe Iair, dacă le trebuie, cum o să-l cheme frate? Moise. Cum spune? No. Nu. Mi-a plăcut mult Moise, Luca. Să știi cine a scris, mi-a plăcut mult, dar nu, nu-i Moise. Luca, nu. Samuel, zice no. Cineva. No. Iosif. No. Adam. No. Achim. Nu. Hai, nu mai zice, Luca, că după aia mă sper că cineva o să zică și trebuie să recunosc. Isaia, zice cineva. Isaac. Așa, nu. Joachim. Nu. Dar măcar sunt pe aproape oamenii. Păi toate din Biblie, da, sunt prea aproape, normal. Efrem, zice cineva. No. Da, va fi mai ușor de pronunțat decât că prima dată, de asta Iair, da, era un nume pe care nu-l auzeai. Da, numele celui de-al doilea băiat e un nume care mai e? Adică mai sunt copii care au numele așa? Cred că mai sunt, dar da, e deci foarte rar oricum și ăsta. E clar, mai e greu să... Așa, Edan, Matei, Nectarie... Nu zic nimic. Așa, cum fac acum, și Iair, nu. Răspunde tu la mesajele astea care vin așa. Da, acum ți-ai dat de lucru. Da, exact. Oi, ce-i aici? Deci, eu opriți-mă. Nu, deci oameni buni... Telefonul ăsta deja e cald, s-o oprești. Da, dar uite, să ne anunțați ce? Voi la un moment dat când e. Tu mai Samuel, Serafim... Deci eu nu pot să cred, pot să întorc un pic așa fără... Da. Deci uitați-vă cum curg mesajele ca să nu credeți că e... Da. Oh my God, ce e aici? Vă rog frumos, dacă poate să îi scrieți și pe YouTube la piesă mesajele acestea sau pe Instagram să spam acolo. Da. S-a încălzit telefonul, arde, ia foc telefonul de la redacție. Perfect. Vlăduța, îți mulțumim eu mult de tot. Eu vă mulțumesc, mă bucur că, așa cum am spus la început, când am pășit în platou, la ceas de mare sărbătoare, cum e Buna Vestire astăzi, am din nou bucuria asta să împart cu cei care ne iubesc și anume să spunem în gura mare că suntem fericiți, că suntem, o să fim cu ajutorul Dumnezeu încă o dată părinți. Foarte frumos. Și așa cum am spus eu, o să înmulțim iubirea, nu o să împărțim, că toată lumea ne întreabă, adică și noi ne întrebăm, o să-l iubim la fel de mult, o să ne comportăm la fel, că na, nu știi cum e... O să fie o mamă la fel de, cum să zicem, acaparatoare, nu? Lasă! Da, de posesiva, nu știu, așa ești, am devenit ești, așa, de mult timp. Ești, ești, așa, că n-ai înțeles. Da. Dar noroc cu Adi, trebuie să recunoști asta. Da, da, mare noroc, normal. Mare noroc, normal. Și cu Adi, și cu familia voastră și a ta așa și a lui. Este. Foarte fain. Mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc. Să ai zbor ușor, pentru că pleci spre aeroport acum. Da. Și să ne vedem sănătoși cu prima ocazie. Curând. Mămicuța Vlăduța Lupău, intrați oameni buni și ascultați cântecul Mama. Da, ascultați cântecul Mama pe YouTube. Și iată că ne-a dat o veste bună într-o zi de sărbătoare, de bună vestire aici pe Hepilica, că am readus Hepilica noastră la cererea publicului, canapeaua noastră cu care am început acum 17 ani emisiunea. Și veștile bune vin serios? Întotdeauna aici. Da.
Ce fain. Înseamnă că... Păi câteodată oamenii, l-am avut pe coleguțul nostru, Cristi Mitrea, am făcut o filmare cu el, a venit în platou și l-am întrebat, ai observat ceva schimbat? Face nu. Se uita la canapea și făceam da. Și a zis, păi tu mă aveam în cap. Cunoscut, adic... Exact, da, îți spunea adic... că e cunoscut, adică nu se pare că e ceva nou. Da, exact, e de când lumea și pământul. Mulțumim mult, Vlăduța, să ai drum bun spre Mulțumesc aeroport. Mulțumesc și eu. Oameni buni, noi continuăm ziua de luni, rămâneți cu noi. După o scurtă pauză de publicitate, ne întâlnim. Așa că e chiar scurtă pauza asta, ne întâlnim. Până atunci mergeți pe YouTube și ascultați piesa Mama de la Vlăduța Lupău.